La evenimentul găzduit de Biserica Agape din Timișoara a participat și un grup de creștini din Transnistria, Republica Moldova, de la Biserica Iisus Salvatorul. În urmă cu 30 de ani, Dumnezeu l-a chemat pe pastorul Daniel Matei să meargă în Tiraspol, acolo unde oamenii aveau nevoie să-L cunoască pe Dumnezeu. Biserica a început cu 6 persoane, iar în timp zeci de oameni și-au predat viețile Domnului Iisus Hristos. Это христианский центр, не просто уже церковь, это уже центр, апостольский центр. Ну, есть дорога Бесерика, есть он центр апостолик. И как апостольский центр, мы насаждаем другие церкви в других местах и странах. Și ca un centru apostolic, noi plantăm biserici în alte localități și în alte țări. Apostol Daniel Matei, moi starși pastor, moi duhovne ateț. Apostolul Daniel Matei este apostolul meu spiritual, este tatăl meu spiritual. Это он заразил таким ДНК. Și el ne-a infectat cu un astfel de ADN. Теперь мы не имеем покоя, мы все время думаем, как больше открыть церквей. Și acum nu mai avem liniște, ne gândim cum să deschidem mai multe biserici. И как сделать так, чтобы все люди в церкви, в церквях приносили плод для Бога. Și cum să facem astfel încât în biserică oamenii să aducă cât mai multe roade pentru Dumnezeu. Da, și toți liderii zaniate одной мыслью, как сделать так, чтобы все возросли в меру полного возраста Христова. Și toți liderii noștri sunt concentrați să gândească cum să îi ajute pe ceilalți să aducă roade cât mai mari. Vedem că biserica a crescut, s-a dezvoltat, pastorul Iuri e un pastor deosebit. Nu a fost de la început păstorul bisericii, dar Dumnezeu îl lucrează și îl binecuvintează. Au o clădire nouă acum, o clădire extraordinară, au școală. Dumnezeu a binecuvântat extraordinar. De ce? Pentru că oamenii ăștia au ascultat și de multe ori nu înțelegeau ce le spuneam, dar oamenii au hotărât să asculte pe omul lui Dumnezeu care a venit cu de la Domnul trimis.